Salutare tuturor prietenilor mei de pe YouTube, ce faceți? Am directoratul aici alături de voi și astăzi, după cum ați văzut și în titlu, o să ne jucăm Forza Horizon, dar, există mereu un dar. Ne voi juca după cel mai tare laptop pe care l-am avut până acum. Vreau să-mi ziceți chiar acum în secțiunea de comentarii de ce credeți voi că acest laptop, pe care încă nu l-ați văzut, de-aia vreau să ghiciți, este cel mai tare laptop pe care l-am avut până acum. Vreau să-mi lăsați chiar acum în secțiunea de comentarii. Poate să fie din cauza plăcii video, poate să fie din cauza procesorului, poate să fie din cauza memoriei RAM. Nu știu, gândiți-vă și lăsați-mi chiar acum în secțiunea de comentarii și haideți să trecem la videoclip. Alături de noi pe masă se află un laptop de la Asus. Este în cutie momentan, dar vă spun de pe acum că este cel mai puternic laptop pe care l-am avut. Dar deși cutia nu este cea mai mare, laptopul arată la fel ca laptopul meu, pe care l-am și eu, probabil știți. Dar este o mare diferență la el. Și anume, această frumusețe de laptop este echipată cu ultimul model de procesor apărut de la Intel, și anume Intel Core i9 de generația 2. Modelul de laptop e posibil să-l știți pentru că îl am și eu. Este un Asus și al meu arată fix la fel, doar că al meu nu are același procesor. Practic acest laptop are procesorul mai puternic decât calculatorul meu. Știți că eu sunt fan Intel. Chiar și pe calculatorul meu am un Intel Core i9 de generația 9, din păcate. Dar acest laptop are un Intel Core i9 de generația 12. Deci, practic și cred că și teoretic, laptopul per ansamblu s-ar putea să fie mai performant decât calculatorul pe care eu îl folosesc în acest moment. O să facem niște teste pentru treaba asta, dar înainte de toate vreau să vă întreb pe voi dacă voi aveți vreo idee, dacă știți câteva particularități ale generației 12 de procesoare de la Intel. O să vă citesc câteva, poate sunt câțiva oameni interesați între voi. Fiți atenți, atenție! Noul design Intel pentru procesoarea Intel Core din generația 12 reunește două tipuri de nuclee specializate, P-Cores și E-Cores. Performance Cores, P-Cores, sunt unele din cele mai performante nuclee de procesoare construite vreodată de Intel. Aceste nuclee sunt optimizate pentru performanță și receptivitate, cu un singur fir de execuție. Efficient Cores sau E-Cores furnizează performanță scalabilă cu mai multe fire de execuție și descărcare eficientă a sarcinilor de fundal, precum filme minimalizate în browser, servicii de fundal și sincronizare în cloud, permițând P-Cores să ofere performanțe incredibile fără întreruperi. Intel Thread Director priorizează și gestionează modul în care sarcinile de lucru sunt distribuite către P-Cores și E-Cores. Totodată, fiecare laptop echipat cu procesoarele Intel Core seria H din generația 12 oferă porturi Thunderbolt 4. O altă caracteristică mișto este Wi-Fi 6E. Acesta oferă acces la baza de 6 GHz, prima bandă nouă de spectru din ultimii 17 ani. Intel Wi-Fi 6E Gig Plus oferă aceeași viteză maximă ca Wi-Fi 6, dar cu 7 benzi de 160 de mHz și mai puțin trafic și interferențe, noua bandă de 6 GHz. Astfel puteți atinge mai ușor viteza maximă chiar și pe rețelele aglomerate. Acum că am pus și laptopul în funcțiune, haideți să trecem rapid să vă arăt cu ce avem de fapt de a face. Adică, ce este de fapt acest laptop? Adică, ce conține el cu tot? Avem aici un fel de aplicație, mă rog, este ceva care monitorizează. Deci, avem un Intel Core i9-12900H. Și vedem aici toate setările. Vedem aici de asemenea temperatura la procesor, care este de 62 de grade în acest moment. Dar trebuie să aveți în vedere faptul că în acest moment laptopul ăsta și înregistrează. Adică el OBS în momentul ăsta de față filmează. După cum puteți vedea, avem P-Cores și E-Cores. Exact ce am vorbit puțin mai devreme, chiar și pe program le detectează ca fiind separate. Avem două memorii RAM Samsung de 16 GB fiecare, dacă nu mă înșel. Ia să intrăm puțin în Task Manager să vedem. Da, avem 32 de GB. Deci avem două memorii RAM de 16 GB, DDR5 sunt, dacă nu mă înșel. Avem un SSD de 1 Tera și desigur o placă video nebună GeForce RTX 3080 Ti. Acesta este laptopul practic cu toate aceste lucruri. Vreau să intrăm rapid și să îi dăm un test la procesor, să vedem ce performanță scoate. Chestia e că va trebui să opresc filmarea din laptop și să filmez eventual cu camera, pentru că altfel o să-i încetinesc performanțele, clar, dacă face altceva în același timp. Dar hai să-i dăm drumul la test, să vedem ce scoate. Pentru acest test o să folosim Cinebench. Este un program gratuit. Hai să-i dăm drumul. Zice că o să ia în jur de 10 minute să fac acest test. Ca să vedeți treaba asta, uitați-vă să vedeți că procesorul este în 100%. Deci doar de procesor se folosește. S-a terminat și benchmark-ul și am scos un scor de 15738. Gândiți-vă că procesorul meu este Intel Core i9-9880H, acesta de aici de sub. Gândiți-vă că avem o performanță aproape dublă
față de procesorul meu pe care l-am pe calculator. Să zic că undeva ca al meu ar avea la un 10.000-11.000 score, iar acesta a dat aproape de 16.000. Abia aștept să-l testăm și în Forza Horizon 5, așa că haideți să dăm drumul la joacă cu amicii. Iar cine câștigă va câștiga acest laptop. Salutare oameni buni, eu sunt Andy, alături de amicul meu grăsuț. Salut amice, ce faci? Salut. Uite, mai cumpăr un AMG GT să l-am și în Forza. Cum adică încă unul? Stai că nu înțeleg. Amice, știi foarte bine că de ceva vreme YouTube-ul, dacă ai văzut că s-a mai așteptat câțiva YouTuberi, ai văzut? Că 100.000 de dolari, am văzut, da. Pe lună. Știi, frate, stai puțin, nu m-am gândit, bă, dar de ce îmi mănânc eu din fund vorba aia? Dar muncesc o lună și mi-au un AMG. Care da, clar, nu e așa. În episodul de astăzi, prietenii mei, după cum puteți vedea, ne jucăm de pe laptop. Băi, ecranul ăsta are niște culori, credeți-mă, geniale. Joculețul momentan se mișcă perfect, lacrimă, se mișcă mai bine decât la mine pe calculator. Vreau să-i propun un târg lui Bercică, sălbaticul e plecat la Gagici, deci nu poate să filmeze cu noi. Dar mai bine, pentru că pot să-i propun un târg lui Bercică. Amice, eu și cu tu o să facem o cursă cu aceeași mașină eventual. Iar cine câștigă are dreptul să păstreze acest laptop. Adică eu pun în momentul de față laptopul ăsta la bătaie. Amice, ce bani, ce bani e? Amice, nu contează ce bani e, hai să spun următoarele două caracteristici. Are Nvidia GeForce RTX 3080 Ti și, atenție, Intel Core i9 de generația 12H, care este ultimul procesor de la Intel. Cel mai tare procesor de pe piață. Amice, m-ai convins. Deci dacă facem cursă și câștigi, eu în acest video vin și ți-aduc laptopul, amice. Bine. Și nu se exagerez, deci nu exagerez cu absolut nimic. Apăsați chiar cu butonul de like, dacă Bercică mă bate la cursă, eu mă duc și duc laptopul, îl înmânez, dați îl dau, like acolo. Ia lui, sănătate. S-a-l bat pe denorocit. Bun, haideți să stabilim împreună o mașină și să intrăm repede în cursă, că n-are rost să mai tragem de timp cum face sălbaticul. Ce mașină vrei tu să luăm? Să facem Colossus, ăsta, Golaia, tu cred că? Că suntem cu toți obișnuit cu el. Sau să facem... Fii atent, hai să luăm, eu mi-au Aventador SVG. Nu prea îmi plac Lamborghini-urile amici, hai să ne luăm o mașină care e ca lumea. Nu știu dacă... Scuză-mă, bă, da, nici aia nu mai e ca lumea. Nu, dar vreau să luăm aceeași mașină în primul rând și nu știu dacă am Aventadorul SVG-ul. Am pesta super veloce din 2016, atât am. Ce Bugatti ai? Bugatti, stai să văd, dar Bugatti-ul e cam slab, să știi. Hai că ne uităm acum. Unde ești, mă? Divo ai? Cred că am. Aia aș luăm un Divo. Bugatti Divo din 2019? Da, hai. Hai să luăm, dar vezi că te avertizez, nu e cea mai performantă mașină. Amice, o mașină performantă este performantă pe mâinile cui trebuie, dacă mă înțelegi unde bate, înțelegi? A, deci cum ar veni, eu sunt slab și tu ești mecher, sau cum? Eu sunt slab, tu fă mă tare, știi vorba aia. Bă, mamă cât de frumos se vede, deci fai de capul meu. Lacrimă. Tu l-ai turnat, eu l-am turnat. Bă, și eu încă nu, stai puțin că văd că băiatul ăsta, dar ce-ai făcut mai aici? Bă. Deci, băieții, joculețul se vede și se mișcă super. Adică, cel puțin, chestia e că ecranul ăsta e mai bun decât al meu, monitorul, de la laptop. Da, dacă aveam 15-16 milioane de euro, că măsuram, amice. Amice, da, ok. A, și de-aia nu te însortu, că n-ai 15-16 milioane de euro. Fii atent, amice, încă o nouă regulă pentru această cursă, prietenul meu. Noua regulă este că n-ai voie să te depărtezi prea mult de cel de pe locul 2. Și ăla gen când te ajunge, bine, nu trebuie să te întreacă. Dar îl lași un pic să te ajungă, ca să nu, na, să nu fie să, având în vedere că suntem decât 2, mi-e frică să nu rămân prea în urmă sau să nu mă duc prea în față. Bă, amice, ce te duci, bă, în halul ăsta? Amice, eu am Bugatti, amice. Bă, păi și eu am tot Bugatti. Și vezi că nici n-are motor sau ceva, că nici nu puteai să-i le schimbi. Și al meu nu e turnat la fel, mamă, dar ce tare se duce. Prietenii mei, în acest moment, tot jocul și toată acțiunea se întâmplă strict de pe laptop, adică este filmat doar de pe laptop, este filmat și jucat de pe laptop, nu sunt alte lucruri incluse. Mamă, cât de bine se vede, e lacrimă, nu știu încă filmarea cum se vede, dar joculețul mă agață. Eu mă joc de pe telefon și filmez de pe telefon. Ce vincinos. Bă, dar tu cum controlezi Bugatti-ul ăla așa bine, amice? Bă, amice, dă-o încolo de treabă. Păi mă pricep. Păi dacă te mă așteptai acum. De-aia te-a ajuns eu că mă așteptași? A, nu, ce ai? Păi tu ce credeai? Mă, dar ce-ai făcut și la Bugatti-ul ăla? Nu de alta, dar... Amice, mamă, ce șmecher am fost aici. Bă, cum o redresași tu aici? Mă, amice, amice, ești dubios. Amice, tu joci din tastatură? Bă, nu, amice, cum să joc? Păi să nu mai zic cine joacă din tastatură. Eu joc din maneta, amice, sigur. Pe bune? Păi da, cum?
Aaaa, mă miram eu de ce se ducea micu în halul ăsta. Că nu de alta, păi dar... lasă-mă că n-are treabă cu dusul. Ei, n-are treabă, ia uite ce fac eu aici. Era să intru sub pod, deci nebun. Păi și intrai sau? Păi nu intrai, da, era. Aaaa, de-aia controlai tu. Nu că de alta, Bugatti-ul ăsta e mișto, e bun, dar nu e tocmai cea mai stabilă mașină. Adică nu prea poți să atași curbele chiar cu atât de multă viteză. Da, bă, dar e bugat. E bugat, amice, amice. Dacă aș avea mașina asta în realitate, ai mai vorbit cu mine? De ce nu? Dar te-ai supărat dacă poți să-și dau la un carlu? Da. Păi, amice, poate mașina e poate poliție, amice. O, așa și? Păi da, amice, dar să te rodească chiar și ăla cu Corsa. Păi pe tine te-a lovit ăla cu Corsa, nu pe mine. Păi asta zic, și dacă vine ăla cu Corsa, ești nebun. Dacă vine ăla cu Corsa. Nici dacă vii toată firma de asigurări și nu scoți bani. E, hai, nici chiar așa. Zici că n-au ea, amice, că au. Au, dă-i încolo. Aha. Salut, amice! Ce-ai făcut și amice? Îți fugi... Mă mănâncă nasul, bă! Îți fugi Bugatti-ul? Mă mănâncă nasul. Hai că te aștept o leacă. Te aștept o leacă, că așa, așa ne fu vorba, așa ne fu vorba. Păi așa ne fu vorba, că eu am văzut și ghinion aici. A văzut și un pic de ghinion de astea, da. Așa. Bă, uite și tu cât de tare atacă curbele, ești nebun! Doamne! Păi mă simt ca Schumacher. Mie mi-e frică, nici nu... Aoleu! Și tu? Și tu? Bă, mă răsturnai, stai puțin! Hai de capul meu! Hai cu ochii la tine, mă răsturn... Aha! Ce-i faci, amice? O iei prin tunel! Bă, mă uitam după tine și... și asta cam fuge de curc, îmi pleci și... A, da? Hai, amice, că te făceam și cu tot cum... Bine, de fapt nu te făceam, că și tu mă așteptași pe mine. Și uite așa, te amice. Și plus că, crede-mă, că iau curbele pe mai prost. Gen, pot să intru tare în ele, dar le iau prost. Nu știu cum să spun. Da, dar poți să intri tare. Nu poți să le tai ușor. Că n-ai frică. Știi? Poți să le tai brusc decât. Brusc. Au. Ia uite, da. Mamă, ce emoție am aici, ești nebun. Uite, tu ai frână de motor ăștia, eu nu am. Păi de ce? A, nu ești pe automat? Păi, da, pe ce? A, da, dacă ești din manetă. Nu zice că nu l-ai, nu l-ai, ratai. Hai, amice, las-o, amice. Amice, sunt prea să nu zic cum. Bă, amice, lasă-mă că îmi făcui regula asta proastă, eu mă gândi că mă faci. Și de-aia pusei regula asta, că zisei, mamă, să vezi ce praf mă face Bercică, pun regula asta ca să nu mă facă praf. Păi și eu te făceam praf, dar... Văd. Și uite că mă prostim. De atunci, de când să-și dai șansă. Păi, vezi că bip-bip, trebuia să fiu tot eu în față, dar hai. Ce tu făcuși așa? Hai, du-te. Unde s-a făcut? Du-te, hai, du-te. Accelerează-o. Bugatti. E tare, Bugatti. Cea mai tare din Galați este oțelul Galați din Carpați. Vai de capul tău, amice. Ia. Hai, uite cum te vite. Mamă! Ce ți iese fum din roți, ești nebun când treci pe lângă mine. Hop, hop. O fac, hop. O fac. O comiți. Așa, hai legumă. Bă, dar ce amice cu ea? Au rataș. No. Nu rataș? Nu. Bă, știi care e chestia? Că intri ciudat rău în curbe tu. Păi eu nu zic că e... Ciudat păi rău! Păi intri urât, că nu poți să-l iei ușor, dar poți să-l iei doar brusc. Uite, da. Ia-o-te, ia-o-te. Aaa, da. Ia-o-te, da. Aaa, cu ochii ușor. La tine, amice! Aie, care trebuie, amoșule. Deci cu ochii la tine intrai pe iarbă și mă fură. Amice, deci n-ai cum să intri ușor. Eu să zic că luam o mașină puternică și luam Bugatti-ul ăsta, amice. Păi și nu e puternic. Ba, e puternic, dar e instabil. Acum și tu. Grav de tot. Eu zisei să luăm Lamborghini. Da, că ăla era mai bun. E mult mai bun, ce? Zici? Știi, de stabil era, da, bineînțeles. Dar nu l-am pe ăla, că n-am bani să-l cumpăr, amici. Ba, de fapt am, da. Bă, până acum se vede super bine, deci se vede diferența claritate! De procesor. Singura diferență între laptopul ăsta și calculatorul meu, să zic așa singur, da, mă rog, e procesorul. Pentru că eu am tot i9, dar am de generația noua. Asta e generația 12 și noile tehnologii. Bă, le-aș șmechere, te-am vorbit de ele mai devreme, un pic Picors, Icors și ce mare pe acolo. Intel 3 Director și toate cele. Dar sigur că da. Eu taș mai tra-la-la, amice. Mai ding-ding-dong. Iau deci tu, că mă dau și cu frâna pe de mână, dar nu știu unde e. Aha, că... Asta e, mă? Nu e asta. Amice, vezi că te ajung. Asta e, gata. A început să-mi placă Bugatti-ul ăsta, să știi. Ești mai chiar, mă, ce ai, uite-l. Bine, fuge. Suntem Bugatti versus Bugatti, că dacă nu eram Bugatti versus Bugatti, cred că erai, că... erai cam în față. Bun. Hai leguma, amicule. Eu n-am frână de motor. Și uite, aici, în loc să-mi fi dat și o treaptă inferioară,
Păi mă ține în a 6-a, în rahat. Păi și eu sunt tot în a 6-a, amici. Păi ce să fac cu a 6-a pe aici? Mi-e întrebat a 5-a. Cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Ce vrei tu să o faci, să mă faci? Frânarea motor că te face. Ia uite, vezi? Pe n-am văzut aici. Da, corect. Păi nu numai din frânarea motor încet tine acolo. Hai lăguma, amicule, hai. Hai. Ia uite. Eu trebuie să frânesc tare, ești nebun, ia uite. Hai amice, că mă faci. Bine, tu nici n-ai jucat de pe manetă, că nu cred că e chiar atât de greu. Ba, nu e, ba, nu, știu bă, că odată ce te obișnui ba, pe volan e greu să dai înapoi la manetă. Da, dar zic să-i, cred că dacă e să te joci cu unul care joacă de pe tastatură, cred că te cam face, sincer. Pe tastatură, da, e, cred că e cea mai ușoară. Că aici mai e cu mâna, pa, pa. Bun. Pa, pa. Da, tu ești după volan? Da. Mamă, ce mâncă capul, mă mâncă capul. Aaaa, amice. Căpai. Mamă, bun, am redresat-o. Mamă, dar mai ies mult în decor cu ea, mă. Bă, și eu ies puțin așa uneori, dar... Bă, bă, n-am linii, mă, mâncați ăștia. Bă, nici eu! Eu acum văd. Eu acum văd că n-am linii. Dar nici eu nu le-am. Bă, ești... Nici la frânare, nici la nimic. Bă, ești de bune prima oară, cred că ne jucăm fără linii. Da, dar acum văd. După mult, mult timp. Dar vezi ce ne-am obișnuit, că nu simți diferența până acum. Da, nici. Știm cursa prea bine. Mamă, te iau. Că vine, vine curba acum. Mamă, a, ba, cred că avem, bă, dar nu fucază. Avem, da. Ia uite-le. Bă, dar proști suntem, amice. Mamă, dă-i. Arde-o! Arde-o! O, că o arzi din decor tu dacă te chinui. Niciodată în viața asta, dar dacă se există mașină să mă dovedească pe mine. Dacă se există mașină să dovedească pe tine, 8 minute, când nu avem unii în cursa asta, mai avem un pic. Da, 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 Bercea este viața mea, cel mai tare din Carpați este Bercică cu Gârnaț. Mamă, cât îmi place cum se vede. Amice, te cam depășit din nou, amice? Unde? Păi nu te ajung, pe tot vezi că nu te ajung. Adică te văd, ești foarte aproape. Dar n-am cum, frate. Fără frână de motor care face o glas. Papa, care-i treaba, moșule? O, că nu stă așa în spate. Te ajung eu, amice, pe tine. Păi mă ajungi, bă, că unde să sunt curbe, eu n-am nicio șansă. Decât doar dacă sunt foarte strânse, atâta. Vă zic că pe la strânse... A, bă, da. Începui să am emoții! A, praf, am pierdut-o, s-a dus, pa, pom, da, da? Adio. Hai că-ți s-a terminat. Merg așa pe la mai relanti. Mă, hai. Da, 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 Bercică e viața mea, cel mai tare din Galați, e Bercică cel cu cârnați. Accelerează, amice. Mă duc, mă duc. Nici prea mult să mă aștepți, că după aia nu-i bine. Nu e corect. Nu e corect. A, uite. Amice, cum o fi, mă, în viața reală să ai așa ceva în garaj? Păi chiar că în garaj, că ăsta nu le este prin corp pe centru. Da, poate să fii nebun. Oricâți bani avea. Amice, hai să ne încătea pe aici, de bordul. Mamă, cât de mișor. Bă, nu e așa mult din câte văd. Chiar că, ai dreptate. Chironul cred că e mai rapid pe top speed. Bine, cred că e A400, ia sigur. E A400, dacă da, am când greu... Dar când te că e tunată, stai puțin, e cam... Cam bine, probabil și din cauza bugatti. Eleronului și ce mai avem noi pus pe aici, să știi că... Da, bă, dar ea și are și ea și în realitate... Vezi că nu e A400, amice? Nu e. 397 la vale, așa, 398. Da, bă, dar nu înțeleg că și Chironul a luat el în realitate stoc 400 și asta nu i-a modificat, adică e cam ciudat. Da, dar probabil din cauza că e modificată și mai are niște rapoarte modificate, ori la cutie, ori din cauza lucrurilor care le mai are puse pe ea, de asta modifica se poate. La alea. Păi nu știu, nu mai știu, că nu mai știu, nu tunai acum, era tunat deja. Îl aveam tunat. Dinainte. O, da. Bercică e viața mea, cel mai tare din Galați, e Bercică de la Retezați. 18% m-am baterie la cameră, mi-a ajunge. Bă, dar dă-mă și mie o idee de rimă, că nu-mi dau seama. Deci cel mai tare din Carpați este Bercică. Stai așa. Nu vine. Nu vine. Păi nici mi-a, că nu vine nimica. Nu rimează. Bercică cârnați, cum să știu. Atâta. Las, că pe asta mă știam și eu. Altceva nu vine. Am blank în cap. I'm gay. Oh. Ajunge la Măgăruș? Sau nu aici Măgăruș? Da, aici. Hai că te ajung, amice, cred. Te ajung. Dar nu era nici bugat eu ăsta așa, gen, dacă îl stăpânești cum trebuie, chiar nu e o mașină rea. Nu e, dar e mai... Se vede, eu o simt grea. O simt, da, o mașină grea.
E grea, schimbă greu centru de greutate, mi se pare. Da, vezi? Deci o simt că parcă ar fi așa. E grea, adică e o mașină grea. Cu greutate, vorba aia. Așa. Nu, dar e bună, chiar e bună. Dar sunt multe mult mai bune decât ea în Forza. Asta nu e cea da, mai... bineînțeles. Cea mai ceasă, cum ar fi A8-ul meu. Da. Eu nu mai de ce n-au băgat, mă, și ăștia? Puteai nașpa, arată tot. A, mă face, bă! Na, nașpa. Ia să vii cu laptopul ăla în dinți, te rog, da? În dinți, e cam greu să-ți-l aduc în dinți. Taci! Nu, 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 nu! Te dui într-un colț de casă! Nu te cred! Nu, nu! Dumnezeu, e român, vreau laptopul. Nu, nu te cred, nu te cred, nu te cred. Asta a fost să fie, să mă bată mama de nu, fost să fie, ești nebun? Asta e amic. Te dui într-un colț de casă, nu te... Ia așa, nu, îi pierd, îmi iau DNF, amice. Jură-te, n-ai. Deci, mă enervai, mă enervai, îmi pierd controlul în continuu, mai pot să controlez. Mi-am luat laptopul. Du-te, vere, du-te, vere. N-ai cum, frate, așa ceva, n-ai cum, pe bune. Ce mai pare din Galați, e bercică de la Târnați. Du-te, frate, de aici. Hai de capul meu. Tași că, hai măcar să nu-mi iau DNF. Nu-mi iau, da. Da, prietenii mei. Da. Cam atât o să fie cu acest episod. Continuăm când mergem să-i duc laptopul lui bercică. Super. Da, bineînțeles. Dă-mi un bercică, dacă ne bătu, pariu e pariu, frate. Hai că e bine, mașină nouă și-a luat. Te-ai ajuns, amici, a? Te-ai ajuns. Vezi că ți-a dus laptopul, aici e într-o cutie de monitor, dar e laptopul, să știi. Cum apăs? Aha. Te-ai ajuns. Întâi mașină, acum laptop. Te-ai ajuns, amici. Cu plăcere. Bani de mese. E bine. Cam atât o să fie cu acest episod, prietenii mei. I-am dat laptopul lui Bercică să-l stăpânești sănătos. A fost unul dintre cele mai puternice laptopuri pe care l-am testat. De fapt, nu unul, cel mai puternic pe care l-am testat, cu ultimul model de procesor de la Intel. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, dați un share la canal și noi ne vedem data viitoare. Te pup, amici.